Zilele municipiului Râmnicu-Sărat au debutat vineri seară cu un eveniment deosebit dedicat personalităților comunității. În cadrul unei recepții găzduite de Complexul Brâncovenesc, primarul orașului, Sorin Cârjan, și consilierii locali s-au întâlnit cu oameni de afaceri, dar și din alte domenii, medical, cultural și științific, care de-a lungul timpului au avut o contribuție importantă în dezvoltarea orașului. Primarul Sorin Cârjan este convins că astfel de întâlniri vor deveni o tradiție. Primesc felicitări de la dumneavoastră și de la postul dumneavoastră de televiziune în numele râmnicenilor, pentru că este ziua Râmnicului, sunt zilele orașului, chiar dacă anul acesta, datorită pandemiei, sau și anul acesta, el nu se desfășoară așa cum am fost obișnuiți. Nu este prima dată când organizăm aceste recepții, este un moment în care oameni de seamă ale orașului, care se află aici sau care au plecat către alte meleaguri, ne adunăm cu gânduri bune pentru oraș. Mulți dintre ei sprijină în diferite forme activitatea orașului și pentru toate lucrurile acestea țin să le mulțumesc. Le mulțumesc de asemenea râmnicenilor pentru tot ceea ce au făcut anul acesta, perioada anterioară, pentru că până la urmă este ziua comunității, este ziua fiecăruia dintre noi și trebuie să ne bucurăm pentru oraș ca și când ar fi și este într-adevăr casa noastră. În condițiile în care Spitalul Municipal din Râmnicu-Sărat a fost primul spital suport COVID din județ, cadrele medicale invitate la eveniment au fost răsplătite cu diplome de onoare pentru toată munca depusă în lupta împotriva coronavirusului. Ca să fiu foarte corect, este o surpriză. Eu astăzi trebuie să fiu la Hamburg. 3 zile acolo e un eveniment sportiv, ciclist, eu fac ciclism. Și sâmbătă am aflat că s-a contramandat. Am fost invitat aici, dar am declinat invitația pentru că urma să plec la Hamburg. Și surpriza a fost ca sâmbătă, când am intrat din nou pe site-ul respectiv, să aflu că s-a contramandat concursul respectiv. Era o cursă ciclistă, mă rog, și amatori și profesioniști. Și atunci am sunat pe domnul primar și am zis, domnule, uite, am mulțumesc pentru invitație și uite că pot să o onorez acum. Pentru... A vrut să fiți acasă. Da, sigur că îmi face plăcere să vin ori de câte ori în Râmnic. Asta e întotdeauna, rădăcinile rămân. În primul rând, cu o mare bucurie că domnul primar și Consiliul Local a reușit să organizeze o astfel de festivitate în care am regăsit râmnicenii mei, vechi și noi, și sper ca mulți ani de aici să avem astfel de prilejuri în care să ne simțim bine împreună, să ne promovăm ideile, să ne împărtășim ideile și să punem umărul la dezvoltarea comunității. Evenimentul de vineri seara a fost nu doar o întâlnire relaxantă, ci și un prilej de a schița proiecte îndrăznețe pentru viitorul municipiului Râmnicu-Sărat. Ce să spun, eu am să fiu aici, râmnician sărat, și după ce mor un pic, tot râmnician sărat mă simt. Nu mă dau înlături niciodată. Ce să spun, în acest loc care implică atât de frumos istorie, credință, cultură, uite că administrația și-a găsit timp să le adune pe toate la un loc. Da. Și lumea care o văd aici cu sufletul deschis, parcă a uitat de tot și de toate, văd că vin cu sufletul deschis la acest eveniment. Îl felicit pe domnul primar, care a reușit, într-o vreme bacoviană, așa să nu-i zic eu altfel, să adune lumea, să dea culoare acestui eveniment. Și eu am venit cu drag și cu dor de aceste evenimente. Emoționante, ca de obicei. Am venit cu drag în rândul zilelor orașului, ca cetățean de onoare, care este într-adevăr o mândrie, dar de ce nu și o mare responsabilitate. Să iubim orașul, să iubim râmnicenii, să ne implicăm activ în tot ceea ce înseamnă Râmnicul. Și vorba lui Octavian Moșescu, sus Râmnicul! Cu părere de rău că nu am putut face o manifestare așa cum de obicei se obișnuiește în ultimul timp de zilele orașului, dar este o întâlnire până la urmă restrânsă, care are ca scop în primul rând sărbătoarea în sine a orașului și până la urmă punerea în valoare acestui complex brâncovenesc, care este o emblemă și trebuie să devină o emblemă a orașului, pentru că, așa cum știți, partea de istorie și de turism, viitor turism eventual, ar ridica orașul înapoi acolo unde a fost. Evenimentul intitulat sugestiv Mândru că sunt râmnician s-a încheiat cu un spectacol simfonic.